Steaua București s-a oprit în turul 4 al Cupei României la fotbal după ce a pierdut în prelungiri cu 2-1 în fața echipei de Liga Secundă Concordia Chiajna. Prima ocazie a aparținut echipei militare. În minutul 17, Băjenaru a șutat peste poartă dintr-o lovitură liberă, iar cu 2 minute înainte de pauză, Florin Răzdan a trimis cu capul pe lângă poartă, mingea venită dintr-o lovitură de colț și prima repriză s-a încheiat 0-0. După reluare, tot steliștii au fost mai incisivi în atac, iar în minutul 53, Florin Răzdan a șutat în bară. Roșialbaștri au deschis scorul în minutul 80. În același Florin Răzdan a marcat cu o lovitură de cap, mingea venită din centrarea lui Valentin Niculae. Cu 3 minute înainte de final, golul marcat de Răzvan Grădinaru de la Chiajna trimite meciul în prelungiri, unde tot Concordia reușește să înscrie golul calificării în minutul 114 prin Alexandru Nica. Da, mai aveam puțin și câștigam. Nu știu ce s-a întâmplat pe final, ne-au dat un gol la primul șut pe spațiu porția lor. Meciul a fost dominat clar de noi cap-coadă. Poate la posesie ei puțin, dar la ocaziile au fost ale noastre, din păcate. Echipa mai bună n-a reușit să câștige azi. Eu sunt mulțumit de ceea ce am realizat. Cred că și dumneavoastră ați văzut că am jucat un fotbal calitativ. Ne-am ridicat la nivelul echipei adverse, o echipă de Liga 2. Ce putem să spunem? Să felicităm jucătorii, staff-ul, conducerea, suporterii. Eu sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat și ceea ce am văzut în această după-amiază. Steaua va disputa următorul meci sâmbătă 14 septembrie de la ora 17 în deplasare pe terenul Rocar cu Compressed Gym în etapa a 5-a a Ligii a 4-a. Meciul este programat fără spectatori, dar poate fi urmărit în direct online pe YouTube Steaua TV.